vreau un computer, poți să te joci cu mine toată ziua. Te duci cumva la baltă pentru că vreau să fii peștele meu. Ok. Vrei să mergem la iarbă ierde? I'll give you the V later. Nice. Șacalilor, ce faceți? Am mai făcut un episod de când agățam fetele pe Tinder, știi, cu replici de ale mele, dar am zis, bă, nu e ok, trebuie să o ducem la alt nivel. Ești cumva din Asia? Ca seară te-am vizat. Decât să ne opunem, mai bine ne opunem. Cred că am pus adresa greșită pe Waze, că nu știu cum să ajung în pantalonii tăi. Ești cumva mapa din PUBG? Că aș vrea să mă parașutez în tine. Așa că am pus un story pe Instagram și le-am zis fetelor, băi, agățați-mă, să văd cum agați o fată. O să număr de câte ori am fost agățată, adică știi când zic așa, mamă, ce-o vreau pe asta de nevastă, mamă, vreau copii cu fata asta, doamne, da, ia, pe ea o vreau. Bună, vrei să-mi arăți ce ai în buzunare? Cred că mi-ai furat inima. No. E așa e. Adică nu. No. Nu mă simt agățat, frate. Mă simt așa, m-a ciupit un pic, știi, aici, știi, de aproape, știi, de jos, de acolo, de la spate, de la... Atâta, râs, nu. Vrei să întemeiem o familie creștină? Ok, da, smooth, da. Acum imaginați-vă cum ar fi fost dacă aș fi zis eu sau orice băiat asta la o fată. Bună, mi-ai atras atenția, chiar arăți foarte bine. Auzi, ai vrea să întemeiem o familie creștină? Ești magician? Pentru că de câte ori te văd, toți ceilalți dispar. Yeah, man! Dacă mi-ar fi zis o fată, bine, tocmai mi-a zis o fată asta, dacă n-ai văzut pentru video, cred că reacția mea ar fi fost, interesant, dar trebuie să o mai testăm, că parcă prea așa s-a aruncat, știi? I ain't no simp, man! În afară să fii sexy, ce altceva mai știi să faci? Ok, yeah, ok, Asta deja strânește așa un pic de curiozitate, să zic, știi? Adică mișcă conversația, știi ce zic? I ain't no simp, man, eu și omul meu Jordan, ce mai suntem agățați așa, mă? Apreciez treaba cu seducția pe care o desfășori, dar lasă-mă să zic un pont. Cu mine mergi la sigur. Gen, băiete, decât să o fac agiratorul și să o dau pe ocolite, îți zic direct că ai prioritate. Nice. A fost ok, mi-a plăcut. Asta a fost fixa la chestionarele auto. Care variantă e mai lungă, știi, e mai bună. Asta a dat-o așa, știi, cum ar veni fata asta cu mai multe litere. Eu m-am pierdut în literele așa, zis da. Prima agățare mi-a plăcut. Nu mă prea pricep la gramatică. Cum se spune corect? La tine sau la mine? Nice. O să dau un nice la toate fetele care gen, nu știu, mi-a plăcut gluma lor cum ar veni. Bine, sperăm să știe gramatică și ca asta să nu fie proastă, știi cum ar veni asta să fie doar pentru agățare. Mai cu curaj mi-a plăcut și asta, a doua agățare. Sunt ca un computer, poți să te joci cu mine toată ziua. Da. Bă, dar altfel ar fi sunat, am un Nvidia 2080 Ti RTX cu 8 GB de RAM 2002, altfel suna, mă. Altfel ar fi sunat, mă, memoria RAM de la SteelSeries 32 de GB, mă. I-am dat un mai lung, știi, pentru că e așa indecis. Ești așa de snicpatic încât mi-am uitat replica. Cred că mai bine zis ai vrea un sneak peek cu tot ce s-ar putea întâmpla dacă ne-am vedea. Buuu. Mi-a dat-o la nume, adică are cunoștințe, dar tot nu mă simt agățat. Trebuie să sun în rai pentru că și-a pierdut un înger. Hell no, no. Asta deja e prea așa, știi? Asta ar fi mers așa la băieții aia, știi? Cu jawline de la așa proeminent și cu păr de la așa cu ochi albaștri. Dar ce îngeri, mă, că îngerii n-au, sunt așa mai finuți. Te duci cumva la baltă pentru că vreau să fii peștele meu. Ok, no. Nu știu dacă să mă simt agățat sau speriat. Și cred că deja mă sperii pe bune. Bă, nu știu dacă un băiat s-ar putea simți agățat cu o chestie de genul. Nu știu, bă, băieți, să-mi zice dacă voi v-ați simți agățați, eu personal, nu? Asta e ca o glumă de aia de agățat proastă de a folosit-o eu pe Tinder. Ești cumva o pagină web? Aș vrea să mă link cu tine. Poți să-mi împrumuți numărul tău de telefon? Pe a meu tocmai l-am pierdut. Asta nu-mi plac cu numărul de telefon, că eu nu-mi dau numărul de telefon, adică la... Au mai fost cazuri când... Bună, poți să-mi dai numărul de... Știi că poți să mă suni dacă vrei sau hai să te sun sau așa... Eu nu-mi dau numărul de telefon. Dar hai, te rog, răspund super greu și nu știu, parcă e mai altfel la... Nu. Mersi. Bună, ești cumva avocat că am dreptul să te iubesc. Nice. O să-i zic un nice. Totuși e interesant, nu chiar nice. E interesant. Ți-am dat palul pentru că părinții mei mereu îmi zic să urmăresc visurile. Da. Ok, interesant, da. Parcă tresare un pic așa Jordan, știi? I-a plăcut și lui. Bine, acum dacă aveam 273 de followers și profilul pe privat, nu-mi dădea nimeni follow, adică îți dai seama. Știu că laptele ajută corpul să arate bine, dar, dragul meu, cât de mult ai băut? Îmi vine să râd. Vine să râd pentru că eu beau foarte mult lapte, neintenționat, nu știu cum. Gen, acum fără Caterinca, eu beau un litru jumate de lapte în fiecare zi. Gen, eu ador laptele rece, frate, cum mamă. Deci dacă mie lapte simplu rece, bă, deci mor așa direct. Gen, dacă o fată vrea să mă agațe cu adevărat, dă-mi niște lapte, frate, dă-mi lapte. Vrei să mergem la iarbă ierde? I'll give you the V later.
Nice. Ok. Bă, acum să nu mă credeți un pervers sau ceva. Bă, Jordan, sunt eu pervers? Nu, frate, nu sunt. A fost așa, cu curaj, bă. A avut curaj, mă, știi? La un băiat, dacă zice asta cu I'll give you the D later, știi? Deja, bă, porcosule, bă, nesimțitule. Dar V-ul parcă deja e o consoană mai frumoasă. Nu știu cum să zic. Your hand looks heavy. Can I hold it for you? Smooth. Numai că nu știu ce fata ar vrea să mă țină pe mine de mână, știi, cu toate astea de la ce, na, mă înțelegi, fiecare cu... Adică chiar că e heavy, vere ce aici, ai luat... Ai puțin apă, că inima mea e în flăcări din cauza ta. Surprinzător chiar am, domnișoară, stați așa, vă pot ajuta. Desigur, dar sunt mereu cu apă la mine. Cred că am turnat un pic cam mult, deci un pic coborul, mă, asta e ce zic. I-a trebuit ei apă, frate, ce să zic. Nu sunt majoră, dar m-aș face pentru tine. Ok, și cu asta am încheiat episodul. Bă, nu știu de câte ori am fost agățat, dar să zic, e greu și cu băieții, mă. Ulterior m-am uitat că au fost multe răspunsuri de astea la poveste, cum ar veni. Că vezi, doamne, măi, snic, fetele nu agață pe net, agață în realitate. Ia auzi, doamne, că nu-i frumos ca o fată să agațe pe net, că în realitate, că se uită nu știu cum ce fai. Băi, băiatule, nu uita să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț, să vedeți acolo când mai fac videoclipuri de genul, postez o grămadă de dată în penny. Sper că v-ați simțit bine, băieți, să ziceți dacă ați fost agățați, dacă v-a plăcut vreo dumă. Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, pa!